Odată cu unele schimbări din viața mea și chiar și cu unele eșecuri, cu unele uh, motive de tristețe, de întristare, am ajuns să consider că eu am cam neglijat uh, esențialul. Ei s-au rugat zeci de ani pentru noi și n au apucat să vadă schimbările astea. Și de multe ori mă gândesc, uh, și când mă rog la Dumnezeu uneori, uh, mă gândesc, Doamne, măcar pentru... Deceniile ale ale lor, să avem și noi trecere în fața lui. Au fost singurul cuplu de oameni fericiți pe care eu l-am văzut uh, în aici de 89. Mama, profesoară, iar tata, judecător. Am zis că trebuie să plec din orașul ăsta mic pentru că nu se poate să, să mă simt uh, cu atâta presiune psihologică pentru faptul că am picat la facultate. Greșeala mea a fost că eu uh, uh, l-am pus pe el pe primul plan și nu am pus pe Dumnezeu pe primul plan. Asta cred că a fost greșeala fundamentală. Din, din start s-a croit prost. Se temea că mă va pierde și s-a rugat foarte uh, profund pentru prima dată. Să conteze punctualitatea și să te ții de cuvânt, de promisiune. Asta de la adventiște am învățat-o. Mă bucur să vă regăsesc pe fiecare dintre voi la o nouă ediție de podcast autentic. Sunt sigur că fiecare întâlnire cu ceea ce se întâmplă aici, în studioul nostru, nu face altceva decât să vă stârnească acea curiozitate de a cunoaște invitatul pe care îl am alături de mine. Știu că îl anunțăm din timp, dar cu toate acestea nu știți detalii despre ceea ce înseamnă dialogul de aici de la autentic. Așadar... Pentru că ne sunteți aproape, sunt sigur că ne-ați dat un like sau v-ați înscris la canalul nostru urmărindu-ne sau ați comentat la un moment dat astfel încât să puteți să faceți parte din comunitatea noastră care se mărește de la o zi la alta. Vă mulțumim pentru fiecare mod prin care ne sunteți alături în cadrul canalului nostru de YouTube Authentic Podcast. În ocazia asta am plăcerea să vă prezint, să vă aduc în casele voastre pe cineva pe care l-am cunoscut în diferite ipostaze atât ca mentor, ca profesor, ca credincios, atât ca slujitor, dacă vreți, dar și ca om care, de la care am avut multe de învățat, pentru că nu e așa, viața aceasta ne pune în ipostazie în care să putem să înțelegem ce înseamnă cu adevărat omenia transpusă într-un mod cât mai autentic. Bun venit, Corina Matei! Sunt onorată! Sper să avem un dialog din care să cum să spun, să reușim să punem în valoare ce face Dumnezeu din noi. Că așa, știm prea bine că despărțiți de el, nu putem face nimic. Este foarte adevărat pentru că noi aici la autentic nu facem altceva decât să-l onorăm pe Dumnezeu și sperăm noi să o facem cât mai autentic cu putință. Slavă Domnului! Prima provocare are de a face cu a vă prezenta dumneavoastră în 20 de secunde. Eu mă consider și mă bucur de această șansă de a fi un copil al lui Dumnezeu așa mă simt, așa mă bucur de, de, această nouă identitate, destul de nouă. Îmi pare rău că nu am reflectat asupra ei mai de demult. M-am încadrat? 20 un pic. Ați răspuns într-un mod inedit la ea, pentru că de obicei, atunci când încercăm să ne prezentăm, suntem adevărat mai stângaci, dar spunem câteva lucruri despre ce am făcut noi sau uh, familia noastră, cine este, sau, mă rog, ce suntem în momentul ăsta, dar dumneavoastră ați făcut o referire la al onora pe Dumnezeu, de fapt. și mi-a E zis și o mare distinție inten... între a face și a fi. Corect. Uh, spuneați la un moment dat despre faptul că este o, purtați o identitate relativ nouă. Relativ nouă, în sensul Ce înseamnă lucrul că... Că, <coughs> acesta? Din păcate, uh, abia așa, de pe la 30 de ani am început eu să Mă gândesc mai serios la <coughs> relația mea cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că uh, nu am crezut în Dumnezeu încă din frage de pruncie, de la bunicii mei, care uh, erau niște uh, credincioși adventiști foarte vlavioși și, uh, și de la care am uh, înțeles destul de multe lucruri despre raportarea la Dumnezeu, așa cum s-ar cuveni să fie. Dar uh, viața și evenimentele și Pur și simplu, mentalul meu, pliat pe condițiile de viață, m-au făcut să mă îndepărtez cumva de, de Dumnezeu, să-l consider apoi un fel de concept filozofic, să confund Dumnezeul acela biblic cu un Dumnezeu mai degrabă al ontologiei și. Abia uh, odată cu unele schimbări din viața mea și chiar și cu unele eșecuri, cu unele uh, motive de tristețe, de întristare, am ajuns să consider că eu am cam neglijat uh, esențialul și că Dumnezeu cu adevărat merită să fie pus pe primul loc în, în viața noastră. Foarte interesant. Spuneți-mi, vă rog înainte de 30 de ani. Haideți să o luăm cu începutul. Pentru da? că atunci um, ați început să fiți mai angrenat în relația cu Dumnezeu și să faceți cumva trimitere la bunicii dumneavoastră, ne a zis. Dar da. până la atunci, păi în bunicii copilăria mei... dumneavoastră, bunicii mei, uh... unde ați copilărit? Cum Am au fost așa pe în scurt? în orașul Vălenii de Munte din Prahova. Uh, o familie onorabilă, o viață Mă rog, plăcută, în sensul că, așa cum putea să fie, o viață la bloc, printre copii, ne jucam, eram în acea inocență a vârstei în care nici politicul nu prea avea vreo relevanță, nici alte probleme sociale. <coughs> dar, <coughs> pentru mine, acum îmi dau seama că vacanțele acelea petrecute la bunicii mei, în județul Buzău, în Comuna Chioșdumic, au fost. Formatoare pentru caracterul meu, pentru uh, aspirația asta la, la Dumnezeire, mi-au pus uh, acel gând al veșniciei în mine, care altfel nu știu cum s-ar fi format în, într-un mediu uh, destul de, uh, cum să spun, la laicizat. Așa fost binecuvântată de vacanțele la țară da, și de da. libertatea pe care da, vă oferea nu știu, vă ofereau curțile, vecinile, vecinii da. și copiii de acolo care erau împreună cu Și mai cu ales bunicii mei. Figura bunicilor e atât de luminoasă pentru marcat copilărie. Da. Mie mi e dorit de ei și acum. Deși au trecut, au trecut în 89 și 90 au murit ei doi. Și eu acum când mi e dor de ei, îi văd cum să vă spun, deși n-am o memorie bună, eu le-am memorat până și formele ridurilor de pe frunte îi văd așa cum erau și pentru mine sunt uh, o sursă de încurajare uneori. Fiindcă știu că au trecut prin multe lucruri grele în viață, multe încercări și totuși uh, credința i-a scos la liman de fiecare dată. Ce credință aveau bunicii dumneavoastră? Erau adventiști. Și uh, nu știu dacă am mai spus-o, am mai spus-o în alte contexte, au fost singurul cuplu de oameni fericiți pe care eu l-am văzut înainte de 89. Cum traduceți fericirea asta? Adică, cum se manifesta? Se iubeau, se respectau, se ajutau, se sprijineau unul pe altul. Au trecut prin momente foarte grele, le-a murit o fetiță, a fost problema cu mormântarea, că ei erau adventiști, că nu erau primiți. Apoi, pe vremea lui Antonescu, când bunica era însărcinată cu ultimul copil, cu mama, aveau și copii mai mari. Se punea problema să fie deportați în Transnistria, pe vremea lui Antonescu, și stăteau cu bagajele făcute ca să-și respecte și să-și mențină credința lor. Deci asemenea oameni au fost. Și totuși au trecut prin toate. Bunicul n-a avut, de exemplu, pensie niciodată. El a muncit la Rindea, a fost întâmplar ca și Domnul Isus. Până la 86 de ani el a tras la Rindea. A trăit până la 93 și s-a întreținut doar din munca lui. Și a crescut și patru copii. Deci, o viață grea și totuși o viață frumoasă. Ce au avut ei și ați preluat de la aceștia, de la bunicii noastre? Siguranța asta, că lucrurile sunt în control pentru că Dumnezeu e în controlul acestei lumi. Deci, această siguranță poate să te ducă, să te conducă prin lucruri grele în viață, fără să ai sincope, fără să. Cazi în descurajare Să începi să te îndoiești Că există Dumnezeu și așa mai departe Pune în fața dumneavoastră Următoarea imagine Bunicii dumneavoastră oameni simpli Aveau da. carte? Bunicul avea școala de arte și meserii De la Nehoiu, era foarte mulțumit Și scria foarte frumos în Ce înseamnă? -câte, șco câte clase Se făceau? Avea șapte clase? Era o școală de meserii Deci era echivalentă liceului Okay. Iar bunica avea două clase, pentru că începuse războiul. Și, deși îi plăcea foarte mult la școală, l-au luat pe învățător la război. Dumneavoastră, câte clase aveți? Câte clase? Um, liceu, facultate, un masterat și un doctorat. Un doctorat, bun. Nu vi se pare că este contrastul prea mare? Adică, dumneavoastră, un intelectual profesor A, în nu. cadrul universitar știu ce vreți să spune, haideți adică să salvăm, și dumnealui, timp. salvăm timpul nu. și dumnealui, pe de, dumnealor pe de cealaltă parte oameni simpli cum împăcăm noi chestiunile astea, adică bun, înțeleg cumva pentru oamenii simpli Dumnezeu, relația cu el, siguranța pe care o oferă Dumnezeu, dar pentru dumneavoastră un intelectual cum în să fiți așa simpliste la capitolul acestuia în sensul că sunt esențiale de aia sunt simple dar altfel, îmi pare rău să o spun. Eu am întâlnit persoane, tot așa, cu tot felul de clase, care sunt de un analfabetism religios de-a dreptul îngrijorător. Care nu știu, știu doar povești despre iad și rai, care cred că uh, oamenii își imaginează un cer în care ilie bate din bici și cade ploaia că în cazanul din iad fierb prietenii cei mai buni și preferabil să fie acolo decât să fie cu oia tocilarii clasic care erau mai cuminți și care probabil că sunt în rai. Deci cam așa arată analfabetismul religios al unor oameni care au multe studii. Și ă, asta vreau să spun, nu contează cât de mult ai studiat în diverse domenii, în privința asta care e cu totul altceva, e cu totul alt domeniu, ă, raportarea ta la Dumnezeu. Și nu ar trebui să facem nici confuziile astea între religie, credință, biserică, creștinism și așa mai departe. Și să înțelegem că ce ne cere nouă Dumnezeu se adresează conștiinței noastre și uh, uh, simțirii noastre și caracterului nostru apoi. Și asta uh, e un fel de îndatorire a oricărui om, de la uh, cele mai frage de vârste până în ultima clipă a vieții. Părinții dumneavoastră, cum s-au raportat la părinților, la bunici atunci când a fost vorba despre decizia asta legată de a vă spune și dumneavoastră că erați copilul părinților? A, nu, -aveam, nu erau așa niște bariere, dar mama era foarte atașată de părinții ei adventiști și bineînțeles că aveau, gândeau cam la fel... Acum, viața la oraș și viața asta laică, așa cum o numesc eu, diferea destul de mult de uh, regulile și uh, principiile pe care le aveau bunicii. Mai târziu, uh, treptat așa mică... în familie, influența lor s-a văzut, mai ales după Revoluție, când uh, cele două ofice ale lor mai mari s-au botezat și mama, uh, acum vreo 5 ani, cred, s-a botezat și ea. Dar bunicii nu știu. Adică nu -au, au prins nu, momentele -au prins. astea de Asta e o mare copiilor. tristețe pentru mine, că ei s-au rugat zeci de ani pentru noi și n-au apucat să vadă schimbările astea. Și de multe ori mă gândesc și când mă rog la Dumnezeu uneori, mă gândesc, Doamne, măcar pentru decenile ale ale lor să avem și noi trecere în fața Lui. De fapt, cred că și mătușile și mama pun pe baza, pe seama deciziilor de schimbare a vieților spirituale trăirile bunicilor. Da. Uh, și viața mai lor care era conformă ei cu Ei scriptură. au fost cu adevărat niște stâlpi ai familiei și că Dumnezeu uh, le-a ascultat rugăciunile, cred. Asta cred că ne, ne și susține și astăzi. Mă, îmi cer scuze că sunt așa. Nu trebuie cam. să vă cereți scuze. Cred că par că... patetică pentru cine nu a avut bunici sau cine știe ce bunici a avut. Aici la Autentic lacrimile sunt prezente aproape în fiecare ediție. De fapt punem sufletul în fața tuturor acelor care sunt aproape de noi și vor să ne urmărească. Dacă vedeți și mie mi-au dat lacrimile așa că simțim împreună. Ce ați primit dumneavoastră ca moștenire de la părinți? Mi-ați vorbit despre mama puțin, despre tata. <coughs> Am avut parte de niște părinți foarte corecți, morali, niște oameni care ne-au dat un fundament moral bun. În sensul că mama profesoară vă dați seama cu ce. Profesor de limba română, Pro dacă știu? Profesor de limba română și de latină cu rezultate, o, o profesoară cu vocație, care a avut și uh, multe satisfacții în, în, în profesorii ei, și care mi-a și recomandat să în, încerc aceeași carieră spunea că vede că eu aș fi potrivită și eu nu înțelegeam deloc, ce, aș, ce ar fi potrivit în mine, uh, dar vedeți, ea a, a observat mai din timp lucrul ăsta. Și m-a încurajat să urmez o carieră în învățământ, mă rog, în învățământul superior. Iar data judecător. Ce putea ieși decât o persoană uh, cu niște fundamente morale. <laughs> Dumnealui Le și... Le sunt eu. recunoscătoare, să știți, pentru asta azi. Uh, Pe vremea aceea, nu știu cum percepeam, uh, nu simțeam că e o constrângere, dar uh, nu, nu aveam, uh, nici nu exista acea atitudine față de copii în care să li se dea mai multă libertate să aleagă ei să-și pună părerea Copiii prea erau întrebați. Haideți să fim serioși, erau altfel de familii. Și asta cred că m-a făcut pe mine să să realizez mai târziu, abia după ce am plecat la facultate, cam ce aș putea să fac, cam ce aptitudini am. De exemplu, tata mă vedea urmă, urmând o carieră în, în drept. Pentru că asta era tradiția familiei și sora cea mare are o carieră uh, renumită în, în drept, pe când eu uh, nu vedeam deloc că aș fi potrivită la așa ceva. Am încercat, nu mi-a plăcut. Și bănuiesc că și astăzi, dacă l-ar întreba cineva, ar avea așa un regret și ar vedea orice am realizat eu așa, ca fiind, mă rog, o alternativă la calea aurită, calea de aur a unei cariere juridice. Asta este. Suntem oameni cu aptitudini foarte diferite Adevărat, chiar dacă părinții noștri au niște așteptări da. cumva Să ne călcăm pe urme nu. S -ă, sunteți câți frați? Suntem trei surori trei Eu surori. sunt la mijloc, am o sură mai mare și o sură mai mică Cea mare este judecător La Curtea Europeană, la Luxemburg Iar cea mică este scriitor chiar cu niște cărți de succes, locuiește actualmente în Statele Unite la Arlington. Dumneavoastră ați rămas aici. Sunteți da, mai naționalistă. Da. Nu știu, chiar gândeam așa în timpul studenției că pentru burse, ok, e nevoie când nu găsești în țară ce ai de citit, dar mie mi se pare că avem destul de citit în țară pe vremea aia și uh, nu m-aș văzut plecând sau plecând definitiv cred că am un rol aici, nu știu, așa simt. Nu știu dacă e naționalism, nu, sper că nu e chiar din naționalism, sper să fie din patriotism parțial, dar e o alegere de suflet pentru țara asta. Relația cu părinții în momentul ăsta este una în care Vizitați, de Sigur, este cumva foarte bună, da. Pentru ei sunteți un sprijin, rămânând, rămânând aici, fiind da, singura sunt dintre copii. Și ei au dorința să fie ei sprijinul nostru în continuare. Serios? <laughs> sunt niște părinți fo foarte uh, devotați copiilor lor, care au trăit prin copiii lor mai mult. deși Asta... au avut cariere. Au avut împlinite? cariere, da, dar Și... genul de părinți care ar face orice pentru copiilor descriți mi puțin chestiunea Orice asta. Orice bine. Da, 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 sigur, desigur. că la, la asta m-am gândit, <laughs> la, la, nimic altceva. Cum au reușit să, să păstreze echilibrul acesta? Să știți că și eu mă întreb uneori, îmi dau seama acum cum o fi fost, adică încerc să-mi dau seama, o viață în care crești trei copii, ai și o profesie foarte solicitantă, Uh, mai faci treburi și pe acasă și chiar destul de multe pentru că mă rog era, eram la bloc în, în copilărie după aia ne-am mutat la casă cu gospodărie și totuși să ții uh, pasul cu toate cele. Cred că le-a fost foarte greu acum îmi dau seama. Noi consideram că de la sine înțeles tot ce, ce ni se întâmplă. Până când am crescut am ajuns la facultate și am văzut că sunt uh, și părinții foarte diferiți care nu își pun problema Îngrijirii copiilor, care eventual sunt divorțați și au o viață total separată. Deci, abia atunci am început să compar și să-mi dau seama ce părinții grijulii am avut noi. Da. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Să-i binecuvânteze, și Dumnezeu. Și să rămână așa. Și îmi confirmați că da. au rămas apropiați de copii cu dorința de a-i ajuta și de a le fi acolo în sprijin. Da, da. Mă întorc puțin la ce-mi povesteați despre uh, copilărie, dar aș face un pas mai departe. Da. Liceul, unde l-ați făcut? Tot în Valenii de Munte. <coughs> și acum să știți că uh, și tot comparativ constat ce, ce școală bună am avut, ce profesori buni am avut și mai ales că ne-a permis și vremea respectivă neavând decât 10, două ore de, de, program TV de pe la 10 și nici nu ne interesa că era mai mult cu știri și chestii politice, să, să stăm și să citim, să ne formăm o cultură generală. Era o emulație între noi prin asta, prin dorința de a ne forma o cultură generală, pentru că aia e perioada. În preuniversitar să formulezi cultura generală, nu după. După aia te specializezi. Și ții minte că ne împrumutam cărții, eram, comentam, vedeam ecranizări și comentam din Jane Austen sau mai știu ce, cam așa arăta lumea noastră. Și era o lume mai curată, să știți, pentru că eram mai noi mai inocenți. Adică adolescenții de atunci sunt niște, niște copii, cu adevărat, față de adolescenții de astăzi, care sunt mai mult adulți. Ca adolescent. Dumneavoastră, da. ce frustrări ați avut? Simțeam că nu suntem chiar atât de mult creditați că suntem oameni serioși și că știm și să avem niște limite știm să ne și distrăm să, adică să ni se acorde mai multă încredere asta constatam că nu se întâmplă nici la acasă, nici la școală și am mai simțit o limită dar era deja la sfârșitul adolescenței sau n-aș mai spune-o pe asta, nu, e, -o. e cam tristă. Spun alta. Spuneți-o pe asta era, tristă. Era o, o, lege atât de invazivă în viețile tinerilor, care presupunea ca după ce ai terminat liceul, dacă nu ai obținut un loc într-o facultate, să lucrezi. Nu asta e invaziv. Ok, eu am lucrat undeva, măcar pe, pe hârtie, care era uh, condiția ca să poți fi angajat pentru femeile tinere. Să treacă printr-un consult de specialitate, să se vadă dacă sunt gravide sau nu. Și eu eram o fată cu minte la început de dumnezeu, nu știam cum arată cabinetul respectiv și ce trebuie făcut. Vă da așa, seama, era atunci. așa era. A, a trebuit să trec prin așa ceva. Noroc că am dat de un medic mai înțelegător, s-a uitat în ochii mei și a zis: Haideți, că am înțeles. <laughs> ce, deci, vremuri. ce vremuri, vă dați seama cât de invaziv? Da, cu adevărat frustrantă da. o astfel da. de da. atitudine. Poate e mai bine că am spus-o, că sunt tineri care Dar eu habar nu realizează nu cât, câte limitări existau. Și poate sunt nostalgice cei care au uitat uh, uh, elementele astea ticăloase ale regimului. Le spun uh, astăzi studenților despre închisoare politică și mă întreb ce e aia. Ce e? Corect. Cum adică? Foarte închisoare politică. Da. Deci trăim, se uită. Trăim în uh, paradigme total diferite. Da. În ceea ce vă privește personal, ați avut un complex cu care v-ați luptat în perioada respectivă? cred că eram timidă și asta m-a paralizat multă vreme. Cum ați ales să mergeți la Facultatea de filozofie? A, a fost uh, interesant procesul ăsta pentru că uh, până să vină revoluția eu uh, în copilărie de, de când mă știu și bunicii îmi spuneau că eu sunt potrivită pentru o carieră medicală că eu sunt uh, miloasă, așa zicea bunicul și asta era pentru el prima calitate a unui medic, să fie milos. Și îmi plăcea, eram pasionată de biologie. Uh, lucru pe care alți copii le considerau așa dezgustătoare, uh, viermele de gălbează sau mai știu eu ce, <laughs> pentru mine era ceva fascinant, toată lumea viului, tot, tot ce era biologie. Uh, dar au trecut ani. În, în liceu uh, am uh, Descoperit uh, o carte de psihologie a mamei mele. Din Noi nu făceam psihologie. Eram uh, profil din ăsta de mecanică. Era o clasă mai răsărită de, de electrotehnică, dar nu, nu studiam psihologie, nu studiam sociologie. Și când am descoperit acel manual de, al lui Fishbein, așa cum țin minte albastru așa, de psihologie, am zis vai ce chestie minunată. Psihologia. Păi uite, studiez psihic uman, vorbește despre voință. Eu tocmai mă luptam, mi se părea că n-am voință. Cum să fac eu să-mi exersez voința? Deci de mică mă gândeam așa cum să lucrez cu mine pe dinăuntru, dar să nu se vadă că mă chinui. <laughs> Și în același timp mai răsfoiam cărțile de criminalistică ale tatălui meu. Și când am văzut eu acolo niște poze, cum arată un corp uman din care a dispărut viața? Am zis, nu se poate. Medicina înseamnă să repare ambalaje, care uite cum arată până la final. Te chinui și le repari până când tot așa ajung. Nu mai vreau medicina. Pur și simplu, așa am gândit atunci. Târziu, mi-am mi -am schimbat perspectiva asta când am înțeles că ne spune Apostolul Pavel că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Păi, un medic care vede așa trupul e cu totul altfel de medic. E, eu atunci am renunțat la medicină și am fost foarte atrasă de psihologie. A venit revoluția, v-am spus, dreptul a fost un eșec pentru mine. Am picat, nu. nu. Ați încercat. Am încercat imediat și am picat și vreau bacalaurea. să vă spun că am considerat că e o mare nenorocire că într-un oraș mic, mai ales când familia cu, cu tare e cunoscută și. Se duce uh, repede zvonul. Da, se duce zvonul și atunci am și simțit o chestie așa cehoviană, am zis trebuie să plec din orașul ăsta mic pentru că nu se poate să, să mă simt cu atâta presiune psihologică pentru faptul că am picat la facultate. Aproape că făcusem un uh, ulcer de supărare. Și abia târziu mi-am dat seama că a fost o binecuvântare de la Dumnezeu că am picat, fiindcă acea carieră nu mi era potrivită cu nimic. Ar fi fost, uh, nu știu, un, un, un eșec total. O frustrare continuă. Da. da nu mă vedeam făcând ceva de, decizând eu câți ani ia de închisoare unul sau dacă îl iert sau, probabil că iertam pentru toți nu știu ce făceam, dar nu, nu era miloasă vorba miloasă, bunicului nu? Da, empatică știu? de fapt nu, nu era pentru mine care era și Ați picat, un și an asta stat da, acasă, v-ați pregătit. Doi ani doi doi, doi ați picat de două ori la. la de Două ori ați pregătit. da? Da, ați da, da o, ați și fost perseverentă sau, mă rog, tatăl era, a fost. Nu, nu aveam de ales pe vremea asta era că nu aveai ce să alegi. În ce an se întâmpla asta? Păi, deci 88 și 89 iar în 90 când imediat după revoluție nu, nu, în 89 când a venit revoluția eu am fost atât de sigură că se va schimba totul când am luat manualele alea care trebuiau tocite, trebuiau memorate și eu n-am memorie și mi se părea și umilitor să să memorez la virgulă, fiindcă era o foarte mare uh, uh, concurență știți câți Trebuia erau să știi totul, până la 24 virgul, pe unde... loc să redai, redai, redai tot, că dacă erau departe la la text nu vă dați seama. Deci nu că, poate că mă ducea capul, <gătări> dar nu, nu încăpeam în băia și nici, cum să spun, mai mult nu puteam să dau, fiindcă eu nu puteam să memorez. Eu rețin idei, dar nu pot să rețin cifre, date și text, să memorez text. Brut. Da, probabil că nici nu mi-am exersat destul de memoria. Știu că se poate acum, știu. Poți să lucrez cu creierul tău, dar pe vremea aia nu știam. Și aveam și blocajul ăsta că nu-mi plăcea. Când încerci să baci pe gât ceva ce nu-ți place de mâncare, Foarte n ai cum. Marat. Și uh, când a venit Revoluția, vai, abia, uh, cum să spun, a fost ca o, o bulă de oxigen pentru noi, pentru fiecare tânăr din asta. Și erau multe opțiuni. Era uh, facultate de sociologie. M-am gândit, mă, mi ar plăcea. Am învățat trei manuale de algebră până când m-am gândit, stai să vezi că aici vine ea, picați la, la medicină care sunt probabil mai pe științe exacte s-ar putea să fie concurențe. Și așa a fost. Mulți care au făcut sociologie în anii aia, proveneau de la cei picați ani de zile la drept, la, la medicină. medicină. Erau, atenție, doar câteva opțiuni pentru niște cariere așa mai de soi și de asta era o mare concurență. Poate astăzi tinerii nu-și dau seama, dar nu aveam ce alege prea mult. Pe vremea aia filozofia nu știu cum arăta, dar arăta și cu multă ideologie în ea și nu mă interesa. E, totuși, după Revoluție, când am ascultat la radio niște emisiuni, am ascultat profesori vorbind, mi-am de profesorul Vlăduțescu care vorbea despre oferta facultății de filozofie, m-a fascinat. Iar eu, care studiam filozofie în facultate pentru drept, dar cu economia politică nu mă împăcam, Uh, am zis aleg asta mai ales că proba a doua era după fi, filozofie, probă scrisă era altă probă scrisă la limba și literatura română limba română, nu literatura limba română păi era bucuria mea eu în pauzele de, la, de învățat de la uh, filozofie uh, făceam schema frazei la. era o relaxare pentru mine și m-am dus cu mare bucurie și uh, a fost o facultate cu o mare deschidere în vremea aia. o efervescență Ați așa am intrat din prima, chiar am intrat cu singurul nou. Nu s-a dat niciun 10, singura notă de nou la filozofie am luat-o eu. Am intrat a 10 în listă. Cum a fost să veniți acasă și să... A... Victorioasă! După ce ați trăit păi, -ați umilința celor doi ani. Tata spera el să merg și la drept. Mă înscrisese chiar și s-a dat un test de inteligență în vară cu care să intra la, o la prima facultate particulară la drept și eu ca să-l liniște, să mă lase să învăț pentru filozofie, zic hai bine hai mergem acolo dar se depunea și o sumă de bani și eu nu concepeam cum să dau eu niște bani ca să învăț, să dau eu bani ca să, să dea ei mei bani ca eu să învăț nu înțelegeam chestia asta obișnuiți cu învățământul gratuit cum ar fi trebuit să fie și Sigur. acum e, și uh, am luat am uh, um, 60 din 2000 nu știu câți uh, candidați. Zic gata, da? Deci e o asigurare, e plasă de siguranță pentru toamnă. Și în toamnă s-a dat la filozofie. Și pentru filozofie m-am pregătit în timpul verii. Era un manual nou apărut, uh, mai pretențios, cu autor de care nu auzisem, dar uh, tocmai că l-am citit cu plăcere și cu interes, uh, am reușit. Când uh, a venit vorba de a merge spre zona asta, de a rămâne cadru universitar, cine a avut cel mai mare aport în a vă convinge? Sau cum a fost drumul ăsta? <coughs> a fost un profesor din facultate care v-a propus să rămâneți preparator? Să știți că, nu știu, acum am dat seama că probabil că Dumnezeu m-a condus așa. Eu nu mi-am dat seama că trecem în drept. Încă nu știam în ultimul an ce voi face. Dar știam că aș vrea să Uh, studiez în continuare temele astea de, despre simbol, teoria ale simbolului era o preocupare a mea în antropologie, în semiotică, în psihanaliză. Uh, găsisem o zonă interesantă, așa, pentru mine, captivantă și uh, după lucrarea de licență, apropo, pe vremea aia, nu se pomenea de plagiat. A fost un singur caz al unei colege și a intrat în pământ când uh, domnul De... profesor Ioniano i-a arătat un autor francez din care a plagiat. Așa, i-a arătat plagiat în vremea. Aia. <gângă> e, și uh, eu am lucrat cu mare plăcere, așa. Nici nu știu, eu funcționez doar dacă îmi place ceva să fac. Și uh, comisia din care făceau parte Andrei Pleșu, profesorul nostru, profesorul meu coordonator domnul Vasile Demzanfirescu, profesor de psihanaliză filozofică și domnul Ion Ianoși, cred că era șeful comisiei, m-au întrebat, nu, domnul Ion m-a întrebat ce vreau să, dacă vreau să continui. Și a spus că da, dar nu înțelegeam exact ce și mi-a propus un masterat. Am intrat în masterat la finalul studiilor post masterale, Domnul Ionianu, și mi-a propus un loc la doctorat. Mi-a spus că are două locuri, și unul mi-l propune mie. Două sau trei locuri, nu mai știu. Deci, asta mi s-a întâmplat. Eu nu m-aș fi gândit, n-aș fi visat și nu știam cui să mă adresez pentru așa ceva. Dumnealui mi-a propus mie. Și a fost o onoare și am uh, colaborat foarte puțin în sensul că dumneavoastră lui a spus eu nu, e normal ca uh, un doctorant să se priceapă mai bine decât profesorul lui în, în, zona aia unde sapă în adâncime, așa că dacă vă pot fi de folos să discutăm, dacă nu, cercetați dumneavoastră. Și Aveți așa am făcut, da. Cam l-a pus în fața faptului împlinit. <laughs> i-am uh, dat, i-am trimis teza la final. Ce are în plus cadrul universitar Corina Matei față de colegii dumnei. Să știți că eu cred că profesia asta cere vocație. Acum am ajuns la concluzia asta și după ce am discutat uh, niște ani de zile cu o doamnă profesoară care mi-a fost mentor în toată perioada asta, deși nu mi-a fost profesor la catedră pentru că dumneai îi preda greacă veche și soțul meu de atunci studia greacă veche, eu vroiam să merg pe latină. Eu n-am avut parte la latină de așa un profesor extraordinar cum a fost doamna uh, profesoară Stella Petecel și de la dumneavoastră am înțeles ce se cere ca să fii un profesor potrivit un profesor care își duce își dezvoltă vocația și care, eu nu știu mă străduiesc, dar am văzut la dumneavoastră cum este să fii un asemenea profesor și spunea dumneavoastră la un moment dat că prima calitate ar trebui să fie generozitatea și nu am înțeles cum vine asta generos. da, păi trebuie să fii generos cu tot ce știi și cu tot ce acumulezi ca să spui și să transmiți mai departe, și, și cu ce primești să apreciezi și să fie un, un flux din ăsta între tine și, și studenții tăi. Foarte profund ceea ce îmi spuneți. Da. Se vede o schimbare între dumneavoastră care nu aveți legătură cu Dumnezeu, ca, din punct de vedere al cadrului didactic, al meseriei, da. și dumneavoastră după ce l-ați cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu am putut să despart credința de morală și nici nu ar trebui să o facă cineva. E, și cred că asta s-a văzut în ce transmit, în ce vorbesc. Vorbesc foarte mult despre morala creștină și când predau etică și când, și în afara cursurilor de etică, mă raportez la niște principii din astea pe care, de fapt, le găsim așa, mediat, de multe ori în cultură, în Vechiul Testament, în Noul Testament, le găsim acolo. Vorbiți despre morală. Da. Le vorbiți studenților despre transformarea care a avut loc în dumneavoastră, nu neapărat spunându-le detalii, da. ci arătându-le prin felul dumneavoastră de a fi. Da. A venit vreun student la dumneavoastră să vă întrebe vreodată, doamna profesor, aveți ceva diferit? A, nu așa, dar, deși mi-au mai spus, mă rog, în unele complimente se vede ceva așa. Nu știu, eu nu uh, fac acolo prozelitism, ceva, nu. Nu se pune probleme. Orientări uh, concrete, uh, doctrinare sau. Dar uh, mi-au mai spus-o la sfârșitul uh, cât unui curs, când uh, primiseră și notele, deci nu mai aveau vreun interes, așa. Uh, unii doreau să ne mai întâlnim, să mai stăm de vorbă, uh, iar prima surpriză a fost când eram asistentă. La SNSPA și o studentă din anul 1 îmi propune să mergă, să vin la niște emisiuni ale ei la Radio Vocea Speranței. Și eu foarte uimit, așa, nu știam ce radio e ăsta, am venit, era Loredana Dumitrașcu, care studia atunci comunicare, și am întrebat de ce m-a ales tocmai pe mine. Că totuși avea atâția profesori care puteau să-i să fie mult mai relevanți în temele ei. Era emisiunea între două lumi, parcă. Da. Și ea mi-a spus că a simțit la mine ceva, că eu m-aș potrivi. Și zic, nu cumva a simțit că eu am niște bunici adventiști? Am avut niște bunici adventiști? Probabil că ceva s-a păstrat, dacă ea așa a simțit în vremea aia. mi a spus două chestiuni pe care i aș dori cumva, dacă vă simțiți confortabil, să le detaliem atât cât se poate. Prima dintre ele are de-a face cu faptul că ați făcut trimitere odată la soacra de atunci da. și a doua chestiune ați spus-o dumneavoastră fostul meu soț. Da. Cum, a fost raporturile, cum au fost raporturile de familie, ale proprie noastre familii în perioada de început cumva uh, de tinereții? Soțul meu era coleg cu mine Uh, o vreme am mers împreună în toate, în toată. profesor să, să înțeleg, de... și mă rog, cadrul universitar. Nu, nu, de... nu mi-a fost coleg în facultate. În facultate noi ne-am căsătorit în anul 3. Ah, n-am știut asta. Uh, pe vremea aia se făceau 5 ani uh, și un an de masterat. Deci 6 ani de școală. Da, 6 ani de școală și uh, asta cred că a fost, noi am mers pe drumuri diferite. După ce n-am mai fost studenți, colegi Uh, S-au văzut, văzut diferențele de opțiuni de viață, de, chiar și de viziuni religioase, și am simțit că nu, nu, mai, nu mai avem același drum. Cum se întâmplă cu ungară, cum se despart așa șinele așa am constatat eu că uh, o, o luăm pe căi diferite. Uh, au fost și niște evenimente concrete care mi-au arătat treaba asta. Și am ales să ne despărțim destul de amiabil. Eram oameni care ne respectam. Cât a durat căs căsnicia? Căsnicia vreo șase ani, jumate șapte ani, cam așa. Ce ați, ce ați învățat dumneavoastră din perioada respectivă care ar putea fi de folos și pentru tinerii de astăzi, pentru a nu mm. face greșeala. la... A, aș spune mai multe pentru... lucruri. Mai întâi aș spune că oricât ai fi de bine intenționat, se știe vorba aia, drumul spre ea de pavat cu intenții bune. Am pavat mult intenții bune, dar greșeala mea a fost că eu l-am pus pe el pe primul plan și nu l am pus pe Dumnezeu pe primul plan. Asta cred că a fost greșeala fundamentală. Din, din start s-a croit prost. A existat Dumnezeu atunci? În, Există, în dar v-am spus, era așa mai mult o abstracție filozofică. Încă nu. Uh, nu știam că uh, cu cât ne apropiem mai mult și-l cunoaștem mai mult, cu atât ne, ne reglăm viața. Ne, el ne-o luminează, ne-o repară. Cum să facă tinerii de astăzi, în mod practic, să-l pune pe Dumnezeu pe primul plan atunci când vine vorba despre alegerea unui partener? Uh, eu le-aș recomanda, dacă nu mă cred pe mine, să citească acea carte a soților ludi, că în povestea de viață ți-o scrie Dumnezeu și să înțeleagă că deși mulți tineri probabil se consideră religioși și credincioși și spun da, contează foarte mult Dumnezeu în viața mea e, au eu o măruță ascunsă acolo care se numește alegerea partenerului e, acolo vor să aleagă ei nu, nu, vor ei chiar să dea totul pe mâna lui Dumnezeu că au și ei preferințe, au atracții, le place. Da, le place Uh, au dorințe, se îndrăgostesc, sentimente puternice, e, acolo vor să aleagă ei. E, asta e cea mai mare capcană. Că tu alegi ceea ce îți dorești, nu ceea ce ți se potrivește. Dar numai Dumnezeu știe ce ți se potrivește. Foarte interesant. Și uh, după aia constați ce înseamnă să-L lași pe Dumnezeu să-ți aleagă ce ți se potrivește. Eu vă spun asta după vreo 10 ani de singurătate care au urmat divorțului. Singurătate, încercări greșite, uh, cum să spun, sfaturi pseudo-înțelepte. Îmi pare oameni bine intenționați și apropiați și mai îndepărtați care țineau la mine și dădeau sfaturi greșite. Nu le-am urmat pe toate, dar mă, mă clătinau uneori mă, dacă are dreptate, dacă uh, ar trebui să deschid eu ochii, dacă îmi spunea cineva. <laughs> uh, Vă amuză acum! Vă amuză! Că să mă duc și să beau niște cafele la mall. Asta n-am practicat-o, dar m-am sfătuit la timp cu un, un domn pe care l-aprecieam foarte mult, l-am cunoscut prin internet și care era și preot. Și un om, și literat, și preot. Și zic, uite ce părere ai despre asta. Ne, eram apropiați ca vârstă. Zice, păi, dacă ai face asta, ai atrage o mulțime, dar numai dintre ăia pe care nu-i vrei în viața ta. E, asta era unul dintre sfaturi. Alt sfat domne, să fie unul cu bani, domnule. adică ce, un rechin din ăsta mi spunea și ce să fie avocat, adică un rechin, de asta vrei să spui? Da, un rechin, dar te plimbă, te duce, te distrează, eu vreau un rechin, deci oameni care nici nu mă cunoșteau, probabil că erau bine intenționați, dar erau sfaturi lumești, îmi pare rău să o spun și uneori și așa, rizibile, cum observați. Deci e un hățiș dacă nu înțelegem că Dumnezeu aici de conduce lucrurile. Dacă nu lăsăm pe el, dacă îi dăm peste mână. mi ați deschis să. Pierdem două, decenii. două perspective. Prima dintre ele și mi-aș dori să, să ne dați câteva detalii. Cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe Dumnezeu? Aceasta este prima fațetă și apoi cum Dumnezeu l-a adus în viața dumneavoastră pe actualul soț. Și din ceea ce îmi spuneți, este de fapt alegerea lui Dumnezeu, și nu este da, a dumneavoastră. Da, Haideți da, să clarificăm conviz. întâi aspectul acesta al relației cu Dumnezeu. Când s-a întâmplat și cum s-a întâmplat păi, știu, apropierea uh, comunese. că eu am avut Dumnezeu. mai mult timp, probabil că Dumnezeu, de asta mi-a dat acest răgaz de vreo 10 ani să-mi reconsider așa viziunea asupra vieții. Puteți să ne transpuneți în timp. Deci adică da, de la 30 de ani de când am divorțat până pe la 40 și. Vorbim în, de anii 2000? Cam așa, cam. Eu sunt născut în 1969, în noiembrie. Mulți înainte, să aveți și sănătate multe. Mulțumesc, să ne ajute Dumnezeu pe toți. Um, am avut un răgaz în care am putut să-mi dau seama ce greșesc. Eu îmi să uh, mai dinainte, am avut așa diverse orientări religioase, dar Vedeți, nici nu știam exact unde să caut. Uh, lucrurile la de valoare. Mă interesa și lumea asta a paranormalului. Mă interesau și bă, religii și filozofii de viață orientale. Apoi ortodoxie. Am căutat ce e bun, am căutat, am citit Arsenie Boca și cărțile lui și cărțile despre el și am cules de acolo lucruri înțelepte de la alții părinți ai bisericii. <coughs> Însă, cred că Dumnezeu a văzut în mine așa o, o, o intenție de a, de a ieși din carapacea asta a eului, când am început să-mi propun așa în fiecare an, dar îmi pare rău, abia de, de la 30. În fiecare an mi-am propus să mă lupt cu un defect pe care mi-l constata. Acum, o i-aveam multe pe care nu le știu, dar alea pe care le constatam. Și mi-am dat seama cât de îndărătnică e firea asta omenească, pentru că, uneori, după un an de zile, abia dacă reușeam așa să reacționez altfel la niște provocări de genul acela. Alteori, aveam succes și uh, luam asta ca o lecție, și ca pe o lecție, și o, 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 o împărtășeam și altora. Și le am luat la rând. Lene. Eu cred că oricine se confruntă uneori cu lene. E, păi hai să vedem cum să facem să nu ne mai caracterizeze lenea. Uh, mi-am dat seama, am și citit am citit și cărți care poate n-ar avea o legătură directă, dar eu reflectând asupra lor, mi-am găsit de acolo argumente. De pildă am citit în cele o păcate capitale ale omenirii civilizate, a lui Conrad Lorenz, un om de știință care a luat și primul Nobel pentru etologie, studiul comportamentului animalelor. El vorbește despre moleșire. Unul dintre păcate astea e moleșire. Care se vede în toate, și în simțuri, și în reacții, și în, în acțiune, în implicare. Asta ține de traiul călduț în care trăim. Păi călduț să nu și biserica la odiceea. Și mi-am dat seama că eu trebuie să mă lupt cu chestia asta, cu stadiul ăsta călduț, în care mă complac și mi se pare că sunt destul de bine și el acolo vorbește despre uh, ce mari beneficii ai când faci un efort când uh, ieși din carapacea asta sau din zona de confort cum se spune și uh, pierzi niște nopți, te chinui, ai cercăne dar după aia o mare satisfacție și când a, faci ceva și așa am reușit să, să mă înfrâng lenea ați început să vă puneți probleme cu privire la întrebări cu privire la viața dumneavoastră concretă da. și, cum și le luat ați ajuns, la rând o mulțime cum ați ajuns dumneavoastră să vă îndreptați atenția spre scriptură, spre Dumnezeu, și, în fond, să faceți și o reîntoarcere în timp, dacă vreți, la moștenirea lăsată de bunici păi prin Biserica Adventistă. Am văzut că Dumnezeu lucrează în multe moduri cu oamenii. Cu mine a lucrat foarte blând și foarte, cum să spun, delicat, prin niște vise test. Așa le-am numit eu, vise test. Și am observat, mi-au mai povestit după aceea niște uh, oameni ai biserici, că au avut și niște vise test, tot așa le numesc, în care uh, mi-a arătat Dumnezeu cam pe unde mă aflu și ce, ce am greșit și ce să schimb. <laughs> eu, la nivel conștient, mă consideram cu totul altfel. Vă spun, aveam și o trufie așa, că sunt destul de bună. E, în, în visele alea test, eu tre mă trezeam cu o altă a mea, sub, în subconștient, și ziceam, stai, că am de lucrat aici. De pildă, neiertarea. Eu credeam că am iertat ceva, am lăsat. Mă trezeam cu niște reacții care mi-arătau o, o altă față de a mea, mult mai intransigentă, mai severă. Deci am trebuit să lucrez aici. E, și prin asemenea vise test, uh, într-o zi, uh, nu știu dacă am mai spus-o, am visat uh, că un, un înger sau ceva, o persoană divină, îmbrăcată așa drapată în alb era în picioare și mă striga pe nume eu dormeam, era o dimineață eram în, în perioada masteratului, deci astea treptat le-am pus cap la cap și am înțeles că sunt niște vise test și că eu am de lucrat cu mine în treaba asta Uh, în perioada aia eu îmi doream uh, să am așa uh, cum să spun, o elevație spirituală aparte asta e o mare capcană și aș spune-o astăzi cine crede că în felul ăsta ajunge la Dumnezeu se înșală pentru că uh, genul ăsta de uh, științe oculte de învățături sacre, elitiste pentru uh, niște aleși, niște inițiați nu sunt decât moduri ale celui rău de a-ți gâdi la orgoliu și trufia. Ori Dumnezeu știm bine că el se potrivește celor mândri iar celor smeriți le dă har. Deci dacă mergem pe calea trufii o să ajungem să ne considerăm nemaipomeniți și vom fi dintre cei cărora Dumnezeu le spune niciodată nu v-am cunoscut. He, am cotit-o când am simțit chestia asta pentru că acea figură îmi arăta Uh, cum arată haina aia înțelesesem că hainele albe uh, reprezintă faptele noastre și haina aia era plină de pete ca de mucegai și atunci mi-am dat seama că eu mă cred altfel decât sunt haina aia, dacă era o haină care mi-arăta mie faptele, nu era cum trebuie Când ați decodat uh, aceste uh, simboluri? Trecut... Pe, uh, treptat, pe măsură ce am citit uh, Biblia, am început pe să citesc Biblia iar în perioada aia de singurătate când uh, uh, descoperisem Radio Vocea Speranței, am înțeles foarte multe lucruri și le-am învățat din emisiunile de la Radio Vocea Speranței și mai ales din vremea întrebărilor cu domnul Ioan Paicu și cu uh, pastorul domnul pastorul Aron. Aron Moldovan, da? adică orice întrebare sau neclaritate îmi venea în minte, Uh, o găseam imediat abordată și îi găseam un răspuns acolo și se uh, se lega, era un răspuns uh, care mi se părea rezonabil și căutam și în Biblie cercetam ca cei din Berea. Când a venit momentul să luați o decizie și să vă întrebați, ok, cine sunt uh, cine este de fapt în spate Vocea speranței, cine este în spatele, care este identitatea pastorului Walter Fight și așa mai departe când a venit momentul acela în care să spuneți, mai aș vrea să fac un pas mai departe dincolo de a trăi frământările a fost... în casa mea, în singurătatea da. mea? A fost când în urma unor rugăciuni uh, foarte oneste așa, Dumnezeu mi-a răspuns într-un mod foarte frumos și delicat, vă spuneam. Uh, mai întâi am simțit uh, așa, asta în perioada în care lucram la doctorat, o, o bucurie, o mângâiere, o o pace care, pe care nu mai întâlnisem și care m-a însoțit după aceea ani de zile. Când mi-am propus eu să, să, fac și eu ceva, fiindcă citisem acea, acel îndemn uh, să rugăm pe domnul secerișului să scoată secerători la secerișul anului lui Copt. Am zis, doamne, fă și pe mine <laughs> un secerător, dar probabil că uh, Dumnezeu a sensizat că mă, mai am o urmă de orgoliu așa Aș fi vrut poate și pentru rezultatele mele Să mă simt eu mai bine Și nu s-a întâmplat nimic o perioadă e, După care ă, am citit tot în, în Biblie Că spune ecleziastul, Parcă să-l chemăm pe Dumnezeu în tinerețea mea Nu când am ajuns ca un ciob Sau ca un ciob hârbuit Înseamnă cam același lucru Un ciob ciobit bine și am zis, a, deci asta este poziția mea actuală doamne, atunci ă, îmi asum poziția asta dar tu poți să se seceri și cu un ciop îl ascuți, îl cureți și punem în mâna secerătorilor tăi Ei, vreau să vă spun că atunci au apărut o mulțime de propuneri și cele mai multe veneau din partea unor adventiști dar nu numai, dar veneau foarte multe din... și tot atunci eu vroiam să știu care sunt copiii lui și cum arată și cum se poartă, ce fac, ce nu fac, cum gândesc. S-au legat multe conexiuni din asta. Loredana Dumitrașcu era tot din biserica asta, apoi alte prietene, Anca Popa, cea care mi-a mi spus că ascultă Radio Vocea Speranței și că e un post interesant și merită și îl țineam tot timpul deschis radioul din bucătărie pe Radio Vocea Speranței. Și chiar asta am constatat uh, parcă era o atmosferă mai de pace, mai de seninătate când ascultam asta. Nu vi s-a părut că adventiștii erau foarte legaliști? Nu, chiar n-am înțeles acuzul asta cu legalismul. Eu văd clar uh, cât de uh, bine se îmbină în doctrina asta ideea de a respecta legea lui Dumnezeu care este veșnică și va transgresa și istoria acestui pământ, și ce înseamnă harul și iubirea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că un domn, tot fără clase, din Alexandria, domnul Ionel Cristescu, pe care noi îl iubim foarte mult, e ca un bunic pentru noi, m-a lămurit cu asta, așa cum a lămurit-o dumnealui unui neadventist. A zis, domnule, hai să spun eu cum e cu legea și cu harul. Deci, hai să ne imaginăm că aici, de aici încolo, e, e paradisul. E împărăția lui Dumnezeu. Și aici este ușa. Dacă ușa asta ar fi legea, cine ar intra? Păi nimeni. Că toți am încălcat legea lui Dumnezeu, adică poruncile, poruncile morale, da? Dar dacă aici ușa ar fi harul, cine ar intra? Toți. Păi toți. E, Domnul Isus este această îmbinare misterioasă și interesantă și uh, de plină pentru mântuirea noastră între lege și har. Frumoasă imagine. Păi nu, și Deja simplă. eram acolo. Și foarte simplă, este <laughs> da, adevărat. Da. Când ați luat dumneavoastră decizia să spuneți, acesta este drumul meu, îmi asum identitatea de adventistă de ziua șapte? Păi, cred că mi-am asumat-o dinainte de a mă boteza. Eu mă consideram așa, deci nu, nu eram, dar știam că asta e, asta e calea, pentru că simțeam că nu doar că doctrina asta este atât de rațional construită, de necontradictorie, de, uh, cum să spun, uh, revelatorie pentru ce înseamnă cu adevărat uh, miracolul ăsta al mântuirii. Lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că oamenii uh, pe care îi apreciam foarte mult uh, porneau și de la o doctrină sănătoasă, dar aveau și o transformare caracterială sănătoasă. Eu asta am apreciat. Eu uh, pe asta am pus accentul și asta mi-aș dori să se vadă și la mine. Mă lupt, vă spun, de la 30 de ani am pornit nu știu cât ori mai reușit, dar în, în fiecare an eu îmi propun să schimb câte ceva în mine și să, să lucrez cu un Dumnezeu. Da, sau să dobândesc niște calități. De exemplu, acum poate să și constată. Mă lupt ca să înțeleg mai mult și să îi cer lui Dumnezeu să mă ajute. Să capăt răbdare și blândețe E nevoie de ambele, la pachet mi-am dat seama De ce? Fiindcă sunt report de anul trecut Mi-am mi -am propus anul trecut <laughs> și n-am reușit Am, <laughs> am căzut la niște teste <laughs> Interesant da. O a doua față Care are legătură și cu Momentul acela decisiv De botez da. Pe care ziceam că o să discutăm puțin Este alegerea Soțului actual De către Dumnezeu da. Cum au decurs lucrurile în privința? asta? Eu am fost, cum v-am spus, după, după ce am divorțat, am vrut să schimb foarte multe și mi-a schimbat și locul de muncă. În sensul că am dat curs unei propuneri de a lucra la SNSPA. Acolo am fost colegi. Eu și domnul profesor Borțun l-am văzut într-o seară în care se sărbătorea Sfântul Dumitru și era și un bal al bobocilor în același timp la cercul militar. Și l-am reperat ca fiind un domn deosebit, chiar observam că este diferit de alți colegi și am avut un gând așa, eu fiind o persoană divorțată care nu mă mai vedeam uh, curând recăsătorită, aveam, mă rog, o, un dezgust așa al, al vieții uh, din vremea aceea și când l-am văzut pe acest domn așa, venit cu servieta să vedea că e om serios, că venea cu servieta, venea de la lucru undeva și explica ceva așa important decanului, și am avut un gând, am zis, uite mai, de ce nu se mai fabrică persoane din astea? <laughs> Asta a fost așa un gând. După care l-am tratat foarte serios și respectos, ne-am respectat unul pe altul, eram colegi, n-am avut niciun alt gând, am plecat după 5 ani de acolo uh, la o altă universitate. Uh, am dat un concurs de lector. Apoi au trecut niște ani, vreau nu știu câți ani să fi fost, vreo 8 să fi fost, 7, nu mai știu. Și uh, într-o zi îmi propuneam să scriu un articol în care vroiam să-l citez pe <coughs> un autor francez, Edgar Morin. Și o carte a lui, știam că am cumpărat-o eu cu mâna mea din Franța, când am fost trimis, mă rog, într-un grup așa, să aducem, să dotăm biblioteca facultății de la SNSPA și vroiam să o recitesc. Și am rugat o colegă să-mi o împrumute pe numele ei și să-mi o dea și mie, să o xerocopiez. Dar i-am spune, măi, e, e dată și cam de mult, nu se știe cui, că a plecat și... Uh, Bibliotecară. E, încep eu să fac așa o deducție, ca în niște glume. E, domne, cine ar fi putut să o ia? Eu știu că erau doar câțiva care citeau așa ceva pe vremea aia. U, unul dintre profesori a spus că era cam prăfuită, deci n-ar lua o domnul cu Ar mai putea să o fi luat domnul cu dar n-am numărul. Ar trebui să cer numărul cuiva. Ar mai fi și domnul cu dar cred că ar fi dat-o înapoi până acum și ar mai fi și domnul Borțun care cred că e cam neglijent așa, uită, pierde din vedere dar sigur l-ar fi interesat ia să sună sună tipul dumnealui și am nimerit-o <laughs> pentru că spune da, îmi pare rău, o țin de mult dar uite între timp s-a și tradus dacă vrei îți dau o traducere și a mai trecut o vreme până mi-a dat traducerea că am trecut niște luni de iarnă eram ocupați, nu găseam timp după aia, ca să-i o restitui, iar a mai trecut vreo jumătate de an, deci uh, n-a fost decât așa o întâlnire pe motivul ăsta. Dar la jumatea aia de an distanță, prin vară, când i-am restituit cartea, dumnealui spune, și aici ar trebui să-l întrebați pe dumnealui, uh, de ce s-a simțit așa atras de mine dintr-o dată și m-a văzut într-o altă lumină. Și am mai continuat discuțiile, am constatat că avem gândim la fel multe lucruri, însă eu nu le puteam percepe altfel pentru că eu aveam în mintea mea că nu aș accepta lângă mine un om ateu, un partener ateu și eu știam dintr-o amintire anume că Dumnezeu este ateu numai că s-a produs miracolul Simba. pentru că Dumnezeu a lucrat așa el spunea că la un moment dat se temea că mă va pierde și s-a rugat foarte uh, profund pentru prima dată și a avut și el acea trăire extraordinară așa de mângâiere, de, de, pace. de pace, de liniștire, de um, încredere și el a crezut că e legată de mine, dar a zis nu, ăsta era mângâierea Duhului Sfânt, e numit mângâietorul, tocmai de aceea. Și apoi a fost experiența lui de, de viață care l-a apropiat tot mai mult de Dumnezeu. A început să citească, el citise Biblia, dar vedeți, fără să te rogi înainte și fără Sim. să o, o considere un text revelat, nu-ți spune mare lucru. Din momentul acela și până când v-ați hotărât. Au să mai trecut, da. nu, au mai trecut niște ani și eu, nici eu nu eram așa de sigură că ăsta-i drumul. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un semn și mi l-a dat. Și atunci am fost uh, liniștită. Pentru că în semnul ăla, uh, după aceea am spus, Doamne, dacă tu consideri că eu trebuie să rămân singură, pregătește-mă și pentru o... o viață de singurătate. Dacă nu, eu simt că parcă nu a... pentru asta sunt făcută. Am simțit asta. Că m-am dus și la uh, vreo 2 ani, m-am dus vara la <feathers> o mănăstire să văd, poate am vreo vocație de călugăriță și nu știu, n-aveam și nici acolo nu constatam că pur și simplu mediul te te spiritualizează, nu În ce an v-ați căsătorit? În 2020, do, 2012 2012 da și ne-am botezat în 2017 împreună? Împreună în Iordan ne-a botezat domnul pastor Traian Aldea a fost o experiență foarte frumoasă, dar să știți că privind în urmă îmi dau seama că au fost așa tot felul de hachițe, de uh, uh, stări, de nervozitate, de neînțelegeri între noi, uh, poate că era încercarea celui rău, dar ne face să ne răzgândim. Da, am trecut și peste asta. A, a ținut. Foarte frumoasă poveste de dragoste în care l-ați implicat pe Dumnezeu și cumva v-ați așteptat unul de da, altul. Da. Din toate Eu am, am creat o vedere. formulă și uh, cred că aici uh, pot să înțeleagă și cei tineri că așa ar trebui să-și dorească. M-a surprins de curând o, o tânără pe care, cu care am vorbit și m -a, m -a, aproape că m-a dezamăgit spun, spunându-mi ce pretenție are ea de la un bărbat. Și uh, spunea că are o listă de calități. Și am spus, dacă așa mergi pe lista de calități, n-ai nicio șansă. <laughs> Sper că am fost dură, dar -o Spune. Lămuresc, să o lămuresc, să câștige niște decenii de singurătate sau de eșecuri. E, formula mea a fost așa: Doamne, dacă tu uh, vrei ca eu și acest om să fim împreună, ajută-ne să creștem împreună în credință și dacă e de la tine această apropiere, să, să trăim nu doar în dragoste reciprocă, dar și în respect reciproc, în uh, sprijin, uh, 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 admirație reciprocă și într-un echilibru și o armonie care să ne dea uh, bucuria asta a vieții împreună. Și numai dacă putem, crește în credință. Dacă nu, prefer să merg singură. Așa am gândit. V-ați asumat un mare da. risc. Dar Dumnezeu va binecuvânta. Eu știam că e, dacă merg după Lui Dumnezeu, numai atunci e bine. Și știam deja că binele nu înseamnă neapărat comod, convenabil, drăguț, dar e bine cu bămare. mare. Care este cea mai recentă rugăciune la care v-a răspuns Dumnezeu? Vai, așa de frumos lucrează Dumnezeu și de neașteptat, încât îmi dau seama că trebuie să-i cer mai mult. Uh, m-am rugat pentru tatăl meu, pentru că trece printr-o perioadă mai grea, se tratează pentru o boală destul de uh, amenințătoare, dar m-am rugat și pentru ca el să se apropie mai mult de Dumnezeu. Și uh, mama ne-a ne relatat niște lucruri și niște discuții care mi-arată că Dumnezeu lucrează și vorbește pe limba lui. Uh, asta, rog, eu, pentru fiecare. Om care contează în viața mea, mă rog să-i vorbească pe limba lui. Pentru că e, e un mod al lui de a, de a ne chema cu funile lui de dragoste, de a ne atrage așa. Și asta înseamnă să, să ne vorbească exact pe felul nostru, de a vedea lucrurile, de a simți și să răspundă acelui uh, dram de, de uh, acelei sclipiri uh, de, de Duh Sfânt din noi. Exercițiu de imaginație. În locul da. meu. Se află Dumnezeu. Oh, Atunci sper că nu-mi cere să mă înclin, dar o să stau mai, mai respectos. Ce <laughs> nu întrebare ați adresat? Ce întrebare? E o, e o întrebare la care am găsit răspunsul, dar niciodată nu m-au nu m-au mulțumit de plin. De ce permite răului să fie atât de rău? profunde. Aș fi curios și eu la un, la un astfel de răspuns și m-aș așeza da acolo lângă dumneavoastră să-l văd pe Dumnezeu aici, dar poate că în curând o să avem posibilitatea asta să aflăm Sper. și răspunsul. Mișc puțin de registru. Puteți să vă relaxați. Ce înseamnă pentru dumneavoastră banii? Doar un, un mijloc de a supraviețui sau a viețui mai plăcut. Poate fi și așa și așa. Eu am fost ca frunza pe valuri mereu. Care este cel mai mare regret pe care îl aveți? Că nu m-am apropiat de Dumnezeu atunci din, din de la trei ani, cred. De când m-a învățat bunica o rugăciune. Ați pierdut niște ani, ani buni. Da, da. Ce, te, ce detestați dumneavoastră cel mai mult la o persoană? Toanele. Explicați puțin. Eu sunt o persoană destul de rațională. Uneori chiar mă suspectez că am ceva masculin în mine. Când apare o problemă, eu, așa cum spune John Gray, că el face distințiile astea, femeile uneori se simt mulțumite doar să descrie problema. Și să au relaxat. Eu nu, eu caut soluție. Dar asta mă face să fiu foarte rațională, să iau cap la cap, să pun datele și să caut soluția. Și uh, să și reacționez potrivit cu situațiile. Dar pe mine mă deconcertează un om care are toane și care spune: uh, scuze, m-am zis așa pentru că eram nervos sau uh, nu eram în apele mele și de asta am făcut, nu știu, Cum vine asta? Adică nu, nu ai tot rațiune. Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Eu cred că putem fi în control și în permanență să reacționăm la ceea ce ni se oferă, nu la altceva care nu are nicio legătură cu persoana din fața ta. Dacă ați fi pentru o zi, Ministrul Educației. Ce ați schimba Doar o zi? Oh, ar trebui să fie o zi profetică. A <laughs> schimba multe. În primul rând aș, aș, regla problema asta cu plagiatele. Se poate, există modalități. În primul rând să lași aracisul să-și facă treaba, este acel organism care cu asta se ocupă, uh, să uh, uh, să dau fonduri pentru ca să se creeze niște baze de date ale tuturor uh, instituțiilor de învățământ superior în care să se uh, catalogeze mult mai clar și mai uh, uh, și exhaustiv uh, acele lucrări de licență, de masterat, de doctorat care s-au publicat și să nu se mai poată, și motoare de căutare foarte serioase, toate, bineînțeles, uh, electronic, uh, organizate, încât să, nu, să, să punem capăt acestei boli a plagiatului, în primul rând. Și apoi multe alte măsuri legate de învățământul rural. Uh, aș uh, pleda pentru uh, fonduri alocate mult mai mult, mai substanțial pentru învățământ, pentru ajutorarea copiilor cu un autobuz care să-i transporte, cu o masă caldă sau chiar două mese calde, cu ore de meditații, eventual plătite în plus pentru profesori, dar care să-i ajute pe copii. Uh, nu știu, poate un alt sistem uh, de selecție al uh, profesorilor. S-a tot discutat ce am putea să învățăm noi, buni, din Republica Moldova. Ei au uh, uh, școală de pedagogie, uh, facultate, universitate, și asta îi învață să fie buni profesori și să predea disciplinele respective. Nu să fie un chimist care predă chimie, un fizician care predă. Un pedagog, un pedagog da. specializat. Deci aș respective. pune mare accent pe pedagogie și pe psihologia școlară aș crea, aș relua cumva acele cluburi care pot să arate cu totul altfel astăzi care să-i coopteze pe copii și pentru timpul liber și să-i scoată din tablete pentru că devin niște uh, uh, niște roboței care nu se mai atașează de cei din jurul lor și care uh, sunt candidați la nefericire și la depresie mai târziu, multe trebuie făcute Vă susțin <laughs> vă mulțumesc! Vă susțin, și nu se știe niciodată când poate o să există astfel de oportunitate. Aș spune umărul dacă mi-ar propune cineva să, să facem o, o mișcare din asta de revigorare a învățământului. Să dea Dumnezeu. Mă rog, personal pentru lucrul ăsta Spuneți-mi, vă mă rog, când a fost ultima dată când ați plâns? Am plâns, de exemplu, împreună cu soțul meu, când am urmărit. O predică a pastorului Richard Wurmbrand, așa, mă rog, nu predici cum avea el mici comunicări din asta filmate, și apoi ne-am reamintit, am citit și cărțile lui am citit cu Dumnezeu în subterană, pe care o recomand oricui, ca să își dea seama ce viață bună ducem noi acum. Și când am văzut prin ce a trecut omul ăsta, este impresionant. Acești oameni sunt cu adevărat aleșii lui Dumnezeu. Asta cred. Vorbiți atât de frumos despre Dumnezeu și de multe ori ați amintit impactul pe care l-a avut Scriptura asupra dumneavoastră. Eu am aici cu mine o Biblie. Am să vă pun în față și dacă doriți să o folosiți, este în regulă, dacă nu puteți să ne redați din memorie, care este versetul dumneavoastră preferat? Să nu vi se tulbure inima. S -s, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus... Eu mă voi duce și vă voi pregăti un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. ca acolo unde Și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este Ioan fenomenal. 14. Este ca un părinte, Matei? Ioan 14. Ioan 14. 1. 14. Mai eh, vedeți? Nu rețin cifre. <laughs> da. Cât de frumos ne vorbește Dumnezeu pe limba noastră. Da, da. Ca un părinte, ca un prieten bun. Exact cum spui unui copil, uite, stai, tu ai încredere, vin imediat și te iau. Ești prețios pentru mine. Testul de autenticitate. Am cinci întrebări pentru din testul acesta. Sunt ușoare. Răspunsurile dumneavoastră sunt sigur că vor fi pline de, de seva adevărului pe care l-ați descoperit. De autenticitate. Care este practica dumneavoastră zilnică ce vă ajută să rămâneți autentică? Păi discuția cu Dumnezeu. Nu neapărat în rugăciune, dar discuția cu Dumnezeu. În gând. Cu ce defect vă luptați cel mai des pentru a rămâne autentică? Cu tendința de a-mi judeca semenii. Eu încă nu mă lămuresc nici la nivel intelectual așa cum este să evaluezi, că sunt profesor, da? să evaluezi, să dai un verdict, dar nu să judeci. Mă, mă în, în, chestia asta, pentru că uneori mi se pare că judec, dar alteori mi se pare că e evident că lucrurile stau așa. Încă nu, nu știu. N Ați reușit să găsiți echilibru. Da. Care este locul în care îl găsiți în mod autentic pe Dumnezeu? În copiii lui. În oameni pe care mi i-a Dumnezeu în cale și văd cum sunt și îi văd uh, că îl urmează pe, pe Hristos. Care este cartea din care ați învățat să fiți autentică? Păi, Biblia. Care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată? Dorina Huncălăr, căsătorită în Elveția, plecată mai de mult din Timișoara, o ființă specială, o, o, care ne încurajează, care are totdeauna cuvântul cel mai potrivit și ideea cea mai profundă în, în cele ale credinței și care, dincolo de, de credință și de uh, felul în care se poartă cu noi, celelalte din grupă, suntem nouă în total, uh, trăiește credința. Vă rog să completați fraza. Mulțumesc cu lui Dumnezeu pentru. Pentru toate. Eu Așa îi mulțumesc și seara. La sfârșit, îi mulțumesc pentru toate. Iubesc cel mai mult. Acea senzație de mângâiere pe care am avut-o odată și nu, mă mai, nu mă mai trebuie nicio certitudine. Iubesc, uh, iertați-mă, Biserica Adventistă m-a învățat să? Uh, multe m-a învățat, dar întâi m-a învățat să conteze punctualitatea și să te ții de cuvânt, de promisiune. Asta de la Adventiști am învățat-o. Cartea cu excepția Bibliei pe care recomand să o citească orice om cel puțin o dată în viață are titlul? Cele 8 păcate capitale ale omenirii civilizate, Conrad Lorenz. Adică să vedem cam unde stăm astăzi, cam cu ce ne confruntăm. Primul gest pe care îl fac dimineața este să beau apă. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns, pedagog sau filozof? Pedagog. Nu mă consider un filozof. Semnele timpului sau Speranța TV? Semnele timpului. Biblia în format tipărit sau digital? tipărit. Fructe sau prăjituri? Fructe. Rugăciune pe genunchi sau în picioare? Pe genunchi. Îi spune soțului mai des te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc și în toate felurile. Insistentă sau discretă? Sper că sunt discretă, dar nu știu ce să zic. După ce ați greșit, Vă scuzați imediat sau mai târziu? Mai târziu, dar în decursul unei zile. Că am înțeles din Biblie că nu trebuie să apună soarele peste mânia noastră. Îmi este mai greu să dau 10 sau să las restanțieri? Mai greu să las restanțieri. Și ultima întrebare din calupul acesta. Citiți mai des din Biblie Evangheliile sau Epistolele? Epistolele. Vă mulțumesc frumos pentru sinceritate. Întrebările mele s-au terminat aici. Am în schimb o întrebare surpriză. Aceia dintre invitații mei care au stat pe scaunul pe care sunteți dumneavoastră așezat acum, au scris fiecare dintre ei câte o întrebare. Aici s-au adunat mai multe, le amestec eu puțin. Ci Vă rog să, să extrageți punciona? una dintre ele. Sigur, toate la vremea lor. Ia să vedem. Sunt onorată să știți. Aveți niște invitații așa de deosebiți. Aveți ceva mai important în viață decât ascultarea de Dumnezeu? Sper că nu. Acum sper că nu. Dar mi-a luat mult timp să ajung la. Vă mulțumesc asta. mult pentru sinceritate. Vă spuneam și mai devreme să știți că a fost așa ca un balsam pentru sufletul meu discuția cu dumneavoastră. Oh, vă mulțumesc. Dar provocările nu se termină aici la Autentic pentru că da, da? spunea și dumneavoastră aveți posibilitatea să adresați o întrebare. Am aici o foaie pregătită și acest pix cu Autentic pe care îl arăt prietenilor noștri. Vi-l ofer cadou după ce scrieți rămâne al dumneavoastră cu rugămintea ca acolo unde ajungeți și... Nu să nu spun ce e cu sigla. Exact, să spuneți ce este Sigur cu sigla că... în anumite contexte. Și să doar Îl port 10. la ureche așa, ca întâmplare. <laughs> să dați doar 10 cu el. <laughs> Când oh, scuiesc, oh atunci nu știu cât o să-l folosesc. <laughs> Se adună întrebări, mulțumim mult de tot. Apreciem Într-o zi o să vă pună cineva să răspunde și noastră. La uh, să vedem când uh, va veni momentul acela. Va fi interesant. Va, va fi un moment în care probabil o să fac o ediție de podcast, doar cu întrebările care se da, adună aici. Să vedem ce, ce. tare ar fi o ediție specială. Ce zici, Dani? Ar fi interesant, nu? Uh, avem uh, pe, în momentul acesta. O, o surpriză vă spuneam înainte de uh, a începe noi să registrăm. Da. Uh, este prima dată în cadrul podcastului când uh, am un astfel de, de moment. Pentru că avem uh, parteneri noi aici la podcast. Uh -huh. Este vorba despre editura Viață și Sănătate. Da? Dacă uh, n-ați auzit de editura Viață și Sănătate, vă încurajez să intrați pe site ul viață viața-i-sănătate.ro Are Dumnealor, niște foarte interesante. Ne-au pus la dispoziție două titluri pentru ediția aceasta. Le arăt și celor care ne urmăresc. Primul titlu este 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Al doilea, Daniel, drumul sclaviei. Despre asta am auzit de curând la radio Vocea Speranței. Este, autorul este un pastor din Australia. Nu Așa este. Da, da autorul este pastorul Paul Boeru rugămintea mea la dumneavoastră este să alegeți unul dintre cele două titluri care să fie cadoul nostru aș prefera uh, pe ăsta cu, că e practic așa No, obiceiuri ale mult. creștinilor sănătoși mă interesează să trăiesc mai sănătos fiindcă am spus, acum știu că trupul nostru e templul Duhului Sfânt dăm socoteala pentru el vă mulțumesc mult mulțumim și drag. partenerilor noștri de la editura Viață și Sănătate Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce aveți de făcut. Și pe, pe dumneavoastră și, și, și pe toți privitorii acestui podcast și sper să fi fost de folos cu, cu ce de am siguranță. discutat. Nu uitați să ne fiți aproape, să rămâneți autentici și să învățați cu adevărat ce înseamnă să vă trăiți în smerenie relația cu Dumnezeu. Puneți-l pe Dumnezeu la încercare. Aceasta să fie um, concluzia acestui dialog. Până data viitoare, un like, un subscribe, un comentariu ne ajute să ne dezvoltăm uh, comunitatea autentic. Dumnezeu cu noi toți.